Sunt foarte puține reguli de care trebuie să țineți cont, pe care vi le repet de N și N ori în fiecare clip. Bună dimineața! Haideți să începem ziua cu o cafeluță și cu produsele mele apicole, pentru că sunt extraordinar de bune. Ați văzut că eu consum în fiecare zi și nu în cantități mari, destul de puțin, câte o linguriță de miere, câte o linguriță de păstură, două lingurițe de apic complet și este extraordinar. Ați văzut și tot ce mănânc. Mănânc mâncare tradițională românească, mănânc mâncare gătită, mănânc carne de porc, exact cum mănâncă românul obișnuit, fraților, nimic spectaculos. Mănânc multe fructe. Singurul lucru pe care îl mănânc și foarte mulți nu-l mănâncă sunt aceste produse apicole, așa că vă sfătuiesc pe toți, dacă vreți să fiți sănătoși și puternici, să consumați produse apicole, da? Haideți să vedem că a venit și băiatul de la fancurier să ia coletele. Ia uitați, avem 4 colete, să le consumați cu plăcere, numai bine. Haideți, urșilor, că am reușit să-mi fac și eu micul dejun, este nebunie, ați văzut, a venit și băiatul de la fancurier, exact când făceam micul dejun, aveam ouăle pe foc, am făcut aici niște ouă alergate cu brânză de oaie, am pus și o ceapă de la noi din grădină, am pus și 3 ciuperci și le-am amestecat foarte bine în tigaie, am pus și un cărnat, l-am tăiat feliuțe subțiri, nu știu dacă se vede, nu știu ce arăt, nu focalizează. Aici avem o felie de pâine de brutărie, că nu mai am pâine din aia feliată. Am tăiat și o roșie foarte mare și ăsta va fi micul meu dejun. Încercați să băgați cât mai multe legume așa prin ou, pentru că ele au foarte puține calorii, da? Puneți niște ciuperci, puneți niște ceapă, niște ardei grași, ce vă place vouă, nu e nicio problemă. După aia mai puneți și niște legume lângă, castravete, roșie, pentru că astea au foarte, foarte puține calorii. Mă duc să mănânc, pentru că după aia trebuie să plec la Vâlcea și după aia când mă întorc trebuie să fac un program de antrenament pentru un client al meu. Alex, te salut dacă te uiți la clipul ăsta. Așa că avem foarte multă treabă astăzi. Mai am și o comandă de dus la Vâlcea, trebuie să-mi iau și șeful bucătar de la serviciu. Deci este o zi plină, suntem foarte, foarte ocupați, da? Și vreau să mai fac și un clip pentru voi să-l vedeți joi. Vă pup, poftă bună, ne vedem la următoarea masă. Plecăm la Vâlcea, urșii mei, pentru că avem de dus o comandă la cineva acasă, la un client de-al meu. O să o livrez personal. Ia uitați, este căpăceală la 800 de grame. Este foarte, foarte bună căpăceala asta pentru gât, pentru dinți, pentru dantură, pentru carii, pentru plămâni, pentru sistemul respirator. Este extraordinară, se mestecă exact ca și fagurele, dar este o ceară mult mai fină și este foarte, foarte bună, da? Dacă vreți și voi să comandați, o găsiți pe site-ul meu www.miere.tv.ro, iar dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea sau din Băbeni, vă aduc eu personal comanda acasă pentru a scuti niște bănuți la transport. Dacă sunteți din alte orașe, faceți o comandă acolo pe site și vă trimitem coletul prin fancurier. Acesta va ajunge la dumneavoastră acasă în 48 de ore lucrătoare. Vă mulțumim frumos tuturor care comandați și care cumpărați produsele noastre foarte bune. Numai bine vă doresc, sănătate! Ia uitați-mă, fraților, 330 de lei coșul ăsta. Incredibil ce s-au scumpit chestiile la Carrefour. Foarte scumpe. S-a făcut ora 4, urșilor, mi-e foame de mor, abia am ajuns acasă, am fost și la cumpărături, am stat foarte mult în trafic pentru că se lucrează pe drum. În fine, mi-am pus aici pentru a doua masă ultima porție de dragavei cu cărniță din asta de porc. O cărniță de porc foarte bună, v-am mai arătat-o, eu nu prea mai stau așa multe bucățele, dar asta este. Mi-am pus aici și un colț de pâine, este o pâine foarte moale, am cumpărat-o acum de la Carrefour. Ia uitați, din asta este. Carrefour, pâine cu făină Graham, da? Este o pâine super bună și super proaspătă, super moale. Mâine am vorbit cu șeful meu bucătar și o să-mi fac mâncare de varză, la fel, foarte bună, varză călită. Este extraordinar de bună pentru slăbit, pentru că are foarte puține calorii. Varza are undeva la 30 de calorii, poate chiar sub 30 de calorii pe 100 de grame. Și vă dați seama, mâncați tot așa 500 de grame de varză, vă luați 150 de calorii. Deci e fantastic. Dacă puneți și carne din asta slabă și nu puneți ulei în mâncare, este o mâncare extraordinară. În fine, o să vă arăt mâine. Astăzi trebuie să-mi facă ciorbă pentru că am rămas și fără ciorbă, să vedem dacă apucă să o facă până la următoarea masă. Vă urez poftă bună. Am făcut până acum 7.000 de pași, puțin peste 7.000 de pași, adică am mers o oră și mai vreau să mai merg încă o oră, să trecem de 14.000 de pași ca și ieri. Ieri am ajuns la 15.000 până seara. Duminică la fel, am făcut 15.000 de pași și încercăm să facem toată săptămâna, da? 14-15.000 de pași, adică 2 ore de mers.
Pentru că nu mai mergem la sală și nu mai mergem pe bandă, pe plan înclinat, așa că trebuie să facem vreo 2 ore de mers ca să echivalăm cu o oră de plan înclinat, să ardem undeva la 700-800 de calorii, da? Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă sau, mă rog, la următorul desert, următoarea gustare, pentru că vreau să mănânc și fructe, la fel cum am mâncat și ieri, vreau să mănânc foarte multe fructe. Dar o să vă arăt când o să vină timpul, pentru că nu știu ce o să mănânc acum. Am și cireșe, am și banane, am și kiwi, am o grămadă de fructe, da? Și asta tartinatul e bună că ai pus fructul, pui pe unda. Dar cea de asta care mi-a zis, îmi place mie. Rapiță, cea de rapiță, da. Este asta, uite-o. Deci nu e tartinabila aia de rapiță, e tare, e... E singura mea. Tartinabila nu se întărește, rămâne așa și are și molecule sunt foarte, foarte, foarte mici. Uitați așa, că am fac acum demonstrația, dacă este groasă sau este subțire, da. Păi eu sunt și... Am luat atunci asta, uite, e foarte tare. Da. Cine zicea că e tare? Da, nu, eu țineam într-un de ăsta unde mai la vreo 15 grade și să mai interea. Așa, 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 faguri? Dar câți oameni au venit și cât de mult au cumpărat? Le place, le plac produsele noastre. Hai să adunăm niște cireși acum urșilor, că au plecat musafirii, au plecat clienții. Ia uitați câte cireși are ăsta. Și gândiți-vă că am cules duminică 3 găleți din alea mari. Extraordinar, și încă mai sunt. Dar, na, nu prea se văd acum pe cameră. Și mai avem unul aici, tot așa mai mare. Dar ăsta e mai de soi. E mai bun, are cireși mai mari. Cum erau aia mici 3. Astăzi așa să vă arăt. Ia, fiți atenți aici. Ia uitați ce mari sunt astea. Înțelegeți voi? Astea sunt soi mai buni. Fraților, foarte multe putrezite în copac. Uitați-vă și voi. Este putrezită în copac. Extraordinar așa ceva. Cireșe mari, cireșe frumoase. Asta e fain, asta nu e putrezită. Ia uitați ce mișto e. E incredibilă. Uitați-vă și voi cât unghia mea mare. Cât unghia de la dejdul mare, mai mare. Am strâns câteva, o să mai strâng puține și după aia mergem să le spălăm și să le mâncăm. Ia uitați, urșilor, am strâns cam un kilogram de cireșe. Îmi pare rău că multe putrezesc, vedeți? Ia uitați, și asta, dau să o mănânc, vă dați seama. Alea putrezit de rău, nu le mănânc. Le-am aruncat. Ia uitați, și asta. Stau lângă altele care putrezesc, se ating așa un pic de ele și încep și ele să putrezească. Dar sunt foarte, foarte bune. Sunt extraordinare. Cireșe proaspete din copac. Așadar, să nu vă fie frică de fructe. Acum este ora 5:30. A trecut o oră și ceva, chiar două de când am mâncat. Mie nu fermentează fructele în stomac. Puteam să le mănânc imediat după ce am mâncat dragaveiul, însă am avut musafiri, am avut clienți și de aceea mănânc acum. Până la urmă nici nu contează când mâncați. Important e să mâncați, da? Să mâncați fructe, fraților, că nu îngrașă. Nu fructoza din fructe ne îngrașă. Nu zahărul din fructe ne îngrașă. Astea sunt prostiile antrenorilor de fitness și prostiile nutriționiștilor care vi le bag în cap. Facem cardio prin grădină, urșilor, prin curte. Să facem și astăzi 14-15.000 de pași. Și ia uitați ce avem aici. Ia uitați, smeura. Mamă, cât de frumoase. Ce bune. Doamne, doamne. Fructele astea sunt minunate. Așa mișto e vara că poți să slăbești foarte ușor pentru că apar tot felul de fructe foarte bune. Și ai ce să mănânci. Efectiv ai ce să mănânci. Iarna e mult mai nasol din punctul ăsta de vedere. Plus că e frigul care mi-e dă senzația să mănânc mai mult, mai gras. E foarte nasol iarna. Nu mi-a place deloc iarna. Îmi place vara. Îmi place să fie cât mai cald. Astăzi a fost super, super cald. Am transpirat foarte mult. Dar am reușit să beau și foarte multe lichide. Până acum am băut deja 4 litri de apă. Fantastic. Ce mai zic de fructe? N-am mai pus la socoteală lichidele din fructe, da? Foarte mișto. În fine,
Am primit o veste nașpa. Trebuie să mai aștept, ciorba nu este gata. Șeful meu bucătar mi-a spus că la ora 9 este gata ciorba, ceea ce îmi dă puțin planurile peste cap, pentru că trebuie să strâng ultimele două mese mai apropiate, așa. La 9 să mănânc ciorba și la 11 să mănânc a patra masă și nu știu ce să fac. E distanța destul de mare. Am mâncat la ora 4 a doua masă cu proteină și dacă iau a treia masă cu proteină la 9, după aia a patra masă cu proteină la cât vine? La 11. Na, e distanța cam mare între a doua și a treia masă și nu prea știu ce să fac. Ori mai introduc o masă acum pe la ora 7, mai introducem o masă mică cu proteină de vreo 300 de calorii, 2-300 de calorii, ori o lăsăm așa, cu 4 mese pe ziua de astăzi, pentru că până la urmă nu e nicio problemă că na, ai o pauză mai mare între două mese, în loc să fie 4-5 ore, sunt 6 ore sau 7 ore, mă rog. Asta este, niciodată nu poate să fie mereu perfect. Important este să nu săriți peste mese, asta vreau să vă zic, da? Deci chiar dacă împingeți o masă mai aproape de următoarea și lăsați pauză mai mare între două mese, niciodată să nu spuneți, a, lasă că sar peste masa asta, o mănânc pe următoarea. Nu, pentru că la următoarea, la masa de la ora 11, risc să mănânc foarte mult, da? Risc să mi se facă prea foame. Așadar, iau masa care trebuia să iau la ora 7:30, 8, o iau la 9 și următoarea masă, ultima masă, a patra, o să iau la 11, cum o iau de obicei. Sau la 11:30, poate o împing un pic mai mult. Da? Deci asta este ideea. Fiți foarte atenți la chestia asta. Nu săriți peste mese. Să aveți 4 mese pe zi cu proteină, 4 serviri de proteină, este extraordinar. Ați văzut, dacă nu sar peste mese, la ultima masă, la a patra masă, mănânc foarte puțin. Mănânc 400-500 de calorii, mănânc o budincă din aia foarte mare, de 400 de grame, care are 40 de grame de proteină și este fantastic. E și foarte bună la gust, are puține calorii, are multă proteină. Dar să vedem, poate o să mănânc acum pe la 7:30, poate o să mănânc un baton proteic cu o banană, să mai introduc o masă, să fie 5 mese astăzi. Vedem, mai mă gândesc să văd cum mi se face și foame. Deocamdată facem cardio, am făcut 12.000 de pași, mai vreau să mai fac vreo 2-3.000, să ajung la 14-15.000, adică la 2 ore, chiar peste 2 ore, un pic peste 2 ore. S-a făcut ora 7:30, urșilor, am făcut 18.000 de pași astăzi, asta înseamnă vreo 2 ore jumate de mers, este extraordinar, am ars foarte multe calorii. Mi-este puțin foame, mi-este puțin poftă de ceva dulce și o să mănânc niște fagure din ăsta. Extraordinar. Mamă, plouă în gură deja. Mamă, cum e. E de ăsta proaspăt. De anul ăsta. Delicios. Delicios. Foarte bun pentru sistemul respirator, pentru plămâni, pentru dantură, îți curăță dinții. Te-ai amestecat 15 minute și apoi să nu beți apă. Vă ungă și pe gât, așa, pe faringe. Oho, s-a făcut ciorba. Ia uitați aici câta oala, bă, fraților. Ca pentru 100 de oameni. Ia să vedem noi. Aoleu, sunt bucăți din astea cu carne. Și nici măcar nu e afumată. Aoleu. Da. Haideți că mi-am pus aici, urșilor, o porție. Ia uitați, am găsit și bucățele din astea de carne. Ia să vedem aici, să vă arăt. Nu prea se vede bine, nu știu ce are. Nu știu ce are, ia să vedem. Ia uitați câte bucățele mi-am pus de carne. O grămadă. Da, nu știu de ce a pus așa multe oase și seamănă cu ciorba de săptămâna trecută, pe care tocmai am terminat-o ieri.
sau când am terminat, că nu mai țin minte. Ia să punem și niște ardei din ăsta iute. Ia să vedem, așa că îmi place să fie puțin picant, am chef să fie picantă. Dar este foarte fierbinte acum, o să mănânc și cu două felii de pâine, da? Dar e foarte fierbinte și o să mănânc niște din ăsta, niște șorici de porc. O să tem câteva feliuțe și o să mâncăm niște șorici până se răcește ciorba. A, am uitat să vă zic, este ora 8:30. Mamă, ce bun e! Mamă, cât de moale e! Mm-hmm. Super bun! Ia gustă și tu! Urșilor, s-a făcut ora 11:30 noaptea. Eu acum am terminat de editat clipul cu cum am slăbit 45 de kg mâncând noaptea. Mai are 7 minute să-l randeze, după cum puteți vedea. Și avem aici ultima masă pe ziua de astăzi. Avem o banană, exact cum am mâncat aseară, da? Foarte simplu. O banană în jur de 100 de calorii și aici avem o budincă proteică de 400 de grame, 40 de grame de proteină, pentru că am nevoie de multă proteină să îmi țină masa asta musculară. Chiar dacă n-am fost la sală, totuși trebuie să mănânc suficientă proteină, plus de asta proteina mă satură mai bine și este extraordinar de bună la gust, da? Budinca asta este extraordinară. Este și o cantitate mare, mă satură. O masă foarte simplă, după cum puteți vedea, o masă târzie, dar avem aici 100 de calorii cu 330 de calorii, deci avem 430 de calorii. Și nu mi-e frică să mănânc dulciuri seara, da? Mai ales că budinca asta are decât 83 de calorii pe 100 de grame, fantastic. Nu mi-e frică să mănânc fructe seara. Încercați să vă scoateți din cap miturile astea, fraților, contează numărul de calorii. Dacă sunteți într-un deficit caloric, veți slăbi. Și toate dietele din lumea asta funcționează pe același principiu, deficit caloric. Acum, dacă vrei să fii nebun și să încerci o dietă în care să nu mănânci fructe pentru că au fructoză și îngrașă, n-ai decât să încerci. E treaba ta, e viața ta, e sănătatea ta. Dacă vrei să încerci o dietă în care să nu mănânci seara, cum mănânc eu, de exemplu, da, vedeți, a patra masă pe ziua de astăzi, doamnă, la ora asta. N-aveți decât, puteți să încercați. Dacă vreți să încercați o dietă în care să faceți intermittent fasting, să nu mâncați nimic toată ziua și să mâncați toate calorile noaptea, n-aveți decât, puteți să încercați. Dar dacă vreți să creșteți masa musculară optim și să slăbiți ușor și să nu vă atârne pielea, să slăbiți mult și să mâncați tot ce vă doriți, să vi se rupă de toate regulile astea, de la dietele astea minune, de la nutriționiștii ăștia deștepți, de la antrenorii ăștia de fitness care sunt și ei super, super inteligenți, ascultați-mă pe mine, mâncați ce vreți, când vreți, uitați-vă la clipurile din seria asta cu transformarea live din Ota Slăbește, pentru că aveți foarte multe lucruri de învățat și spargem toate miturile aici, distrugem toate miturile în clipurile acestea și facem cea mai tare transformare din lume, cea mai tare transformare documentată, total transparentă, în care vedeți exact tot ce mănânc, cât mănânc, vedeți toate orele la care mănânc, vi le zic eu dacă nu vi le arăt, că nu pot să vă arăt acum în fiecare zi ceasul, dar credeți-mă pe cuvânt, sunt foarte puține reguli de care trebuie să țineți cont, pe care vi le repet de N și N ori în fiecare clip. Să ai 3, 4 sau chiar 5 mese cu proteină răspândite pe parcursul întregii zile, da, să nu mănânci acum mănânci o masă cu proteină, peste o oră mai mănânci o masă cu proteină și peste încă o oră mai mănânci o masă. Adică nu mănânci nimic toată ziua și noaptea ai 3 mese la distanță de o oră. Nu, frate, răspândește-ți toate mesele pe parcursul întregii zile. Încearcă să ai mesele cât mai egale. Încearcă să mănânci cât mai multă proteină, să nu-ți lipsească proteina de la nicio masă. Încearcă să mănânci cât mai multe fructe, ca desert, între mese, ca gustări. Mănâncă un fruct. Încearcă să faci cât mai multă mișcare, da? Dacă vrei masă musculară, du-te la sală, tragi de fiare câte ori în fiecare zi. Dacă vrei să și slăbești în același timp, mergi. E cel mai simplu lucru, să mergi. O să vedeți că săptămâna asta sigur o să slăbesc, pentru că m-am cântărit și de dimineață și sunt în grafic. Mersul este cel mai bun și cel mai simplu lucru pe care îl puteți face. Mergeți câte 2-3 ore în fiecare zi, dacă puteți. Dacă nu puteți, luați-o mai de jos, că și eu am luat-o de jos. Mergeam câte 3.000 de pași, după aia 4.000 de pași, după aia 5.000 de pași. Până am ajuns să merg 14, 15, 18.000 de pași. Am mers și 20.000 și 25.000 în unele zile, da? Este cea mai simplă activitate fizică pe care puteți să o faceți. N-aveți nevoie nici de abonament la sală și vă garantez că veți slăbi foarte ușor, doar prin mers.
Și bineînțeles, încercați să vă educați, să înțelegeți care sunt alimentele care au multe calorii și care sunt miturile astea prostești, că fructele îngrașă, că au multe calorii. Din contră, fructele au puține calorii. Încercați să înțelegeți că grăsimile au cele mai multe calorii. Și la alea trebuie să fiți atenți și să mâncați cantități mai mici. Și astfel veți putea mânca absolut orice, oricând, pentru că veți ști, băi, lucrul ăla are multe calorii, trebuie să mănânc mai puțin. Lucrul ăsta are mai puține calorii, pot să mănânc mai mult din el. Da, deci este foarte, foarte simplu. Vă urez poftă bună tuturor, somn ușor și ne vedem mâine, urșilor, să vedem ce mai îngătește șeful personal și ce mai mâncăm.